Bine ați venit la istoria lui Purple din Prietenii Curcubeu. Ați auzit foarte bine, frați și surori. Bine ați venit la o nouă reacție cu Prietenii Curcubeu. Am văzut că vă plac foarte mult reacțiile de genul, așa că am zis să mai fac una, deoarece băieții de la GameToons Boys au scos un nou episod care se numește Istoria tristă a lui Purple, adică a lui Mov din Prietenii Curcubeu / Rainbow Friends. Uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic, băi, să nu mai pierdem timpul și hai să aflăm împreună care este povestea asta tristă a lui Purple din Prietenii Curcubeu. Let's go! Deci aici nu știu cum vine asta, pentru că direct apare pe ecran Orange, chiar dacă este povestea lui Purple. Opa! Ăștia se bat, fraților! Ia uite că au venit toți, mamă, băi, deci fiți atenți. Ăsta Orange a zis că și că Purple stai acolo că nu mergi niciunde. Și a zis, băi, și o pârlă, dă-te mă la o parte. Și acum a venit și Green, deci Purple se ceartă cu ei din câte văd eu. Și că te avertizez sau ajungi ca Purple? Băi, deci ăsta se ceartă cu ei, dar de ce? Ăștia toți se bat, gen. Dar se pare că Purple e cel mai bun, boys. Oh! You're all just stepping stones. I won't rest until I reach him. Then you'll have to go through me. Mamă, stați că a venit și Blue să se bată cu el. Deci a zis că și că eu nu o să mă opresc până când nu o să ajung la el. La ce să ajungi, Purple? Se bate și cu ăsta. There are things about this place that you don't know, Blue. Și că n-am nicio alegere, Blue, sunt chestii pe care tu nu le știi despre locul ăsta. L-a bătut. Why are you fighting so hard? There must be a reason behind all this. Like I said, there are things about this place, about my past, that you don't know. Ok, și gen Blue îi zice că frățiorul, de ce te bați cu noi? De ce vrei să ne batem așa de mult? Și ăsta a zis, păi după cum știi, gen după cum ți-am zis, sunt chestii despre mine, despre locul ăsta, despre trecutul meu pe care tu nu le știi. Atunci spune-mi. Hai să vedem, fraților. Deși că el se bate cu un motiv. Hai să vedem motivul. Și că și dacă după ce mi-am spus povestea încă vrei să ne batem, o să ne batem. Și că totul a început într-o zi oribilă. În ziua incendiului. My family didn't have much, and what we did have was burnt up in that flame. Hopa. Ok, fraților, deși că în acea zi a pierdut foarte, foarte mult, ați văzut și voi, gen, unde stătea el s-a produs un incendiu și au pierdut multe chestii. Dar el a supraviețuit. From there I moved from foster home to foster home, meeting new families and playing them for. Da. Având în vedere că ați văzut și voi că familia lui a murit în incendiu, el era la casa de copii, gen. Și întâlnea familii de astea noi, gen, să-l adopte. Hopa, dar fugea de acasă. Hopa, deci era șmecher. I was stuck in one place for too long. I started to have nightmares of my old home, my old family, and the fires that shot them all away. Mamă, fraților, deci fiți atenți și că el fugea de la fiecare loc, pentru că dacă stătea prea mult într-un loc, dormea prea mult în aceeași casă, începea să aibă coșmaruri despre familia lui veche, despre locul lui vechi. Because of my tendency to move around, the school systems didn't know what to do with me. La școală era praf și s-a lăsat de școală. Ok, fraților, și na, având în vedere câte necazuri s-au întâmplat, ce decizia a făcut și el, s-a lăsat de școală și s-a apucat de furat și făcea tâlhării. Era un tâlhar. My sticky fingers made me something of a legend on the streets, and I quickly gained some new friends. Dangerous friends. Ok, deși că el era foarte, foarte bun la ceea ce făcea și era foarte cunoscut pe strada lor de golănași aici, gen ce erau ei, tâlhari, nu știu ce, și și-a făcut foarte mulți prieteni, foarte mulți prieteni dubioși, după cum puteți vedea. We had a solid crew going, but as our power grew, so did that of our rivals. From pickpocketing. Mamă, ok, fraților. Deși că și ei se certau pe teritoriu, nu știu cum făceau ei acolo, gen, și aveau rivali și mai multe prostii. Their leader and I, a strong, beautiful woman by the name of Violet,
quickly fell in love. She even became my wife. Mamă, boys, deci fiți atenți. El era cu gruparea lui de infractori și erau cetați cu cealaltă grupare de infractori, însă liderul acea grupare de infractori era fata asta, de care s-a îndrăgostit și a devenit și soția lui. Ce poveste! There are things about my past you didn't know about. Și că stai puțin, tu ai avut o nevastă și ai zis, după cum ți-am zis, sunt chestii pe care nu le știi despre mine. Ia uite. A, ok, deși că ei erau în secret. Ei erau în secret împreună, gen, pentru că nu voiau să se certe grupările între ele. There was too much to hide. My wife had become pregnant. And we both decided there and then that we needed out of the game. Oh, ok, fraților, deși că nu mai puteau să se ascundă, ea a rămas gravidă, a rămas însărcinată și a zis că cică, băi, trebuie să ieșim din toate prostiile astea, infracțiunile pe care le facem. So we ran away from it. Așa că au fugit. After all, running away from life. A year had passed and my wife gave birth to a beautiful baby girl. Ok, fraților, a trecut un an, ei s-au ajuns la casa lor și au născut o fetiță. We didn't have much after leaving it all behind, but we had each other. We could finally start over. Unfortunately, life had other plans for us. Cică n-avea multe, însă ce să vedeți, fraților, aveau mamă și-l văd pe ăsta nervos aici, se aveau unii pe alții. Ia uite. My wife's old group caught up to her as she was buying groceries. They didn't take kindly to what they called deserters and decided to teach her a lesson. She didn't come home that night or any night after. She was gone and I was left alone with our daughter. Mama. Without my wife's help, I lost my way again. Turned back to a life of petty crime, all in an effort. Mamă, fraților, deci fiți atenți, ea s-a dus la magazin și acolo a văzut-o vechiul ei grup. Și cică au învățat o lecție și a fost dată dispărută. Nu știu exact gen ce i-au făcut, însă a fost dată dispărută și el din nou a revenit la vechile obiceiuri. Păi și copilul? I tried to keep my second life from my daughter, but as she grew older, I think she started to suspect her dear old dad wasn't as good of a guy as she thought. Mamă, deci fiți atenți, fraților, el nu a revenit pe bune la viața pe stradă. Știi ce zic, el era un om normal, însă era infractor în timpul liber și n-a mai putut să ascundă asta nici de fiica lui, pentru că a crescut mai mare. Nevertheless, we managed to eke out a humble life for ourselves, even as I struggled to make ends meet. That is, until the day before my daughter's 10th birthday. It was at this time that I first heard the name Rainbow Friends. Ok, și totul a început pe bune cu o zi înainte de aniversarea de 10 ani a fiicei mele, ziua ei de naștere de 10 ani. Și atunci a auzit prima dată numele prietenii cu grupeu Rainbow Friends. Și vedeți că zice acolo Bill Overdue, adică probabil trebuia să plătească factorii, ci că făceau niște chestii și n-a, s-a dus aici gen. Sau a vrut să o ducă, gen, nu știu fraților, o s-a angajat el aici, ori a vrut să o ducă pe fiică sa. It was all the rage amongst my daughter's classmates. I knew there was no way I could afford to take her there, and I told her as much. She understood. But I could tell deep down that she was disappointed. Ok, fraților, deci ideea e că era foarte multă nebunie cu prietenii în curcubeu atunci și toți copiii mergeau acolo. Să el nu-și permitea să ducă pe fiică sa acolo, i-a și zis băi și fete și ea a înțeles, numai că era dezamăgită, că nu-și permitea. Mamă, și a zis că dacă nu poate să ducă la prietenii curcubeu, aduce prietenii curcubeu la ea, voia să-i fure? I made my way to the play place. S-a dus aici. The place looked abandoned, completely run down. Regardless, I busted in and started my search. There had to be some sort of dolls or other merch I could grab for her. Ok, boys, deci a venit aici ca să fure păpuși cu prietenii curcubeu, dar ce urma să vadă? My search took me deep into the play place, and all the while, I was being watched. Și simțea că este, se simțea că cineva se uită la el. My way to what looked like a laboratory when I saw it. I saw a man being turned into a monster for the first time. Ok, și gen a ajuns la laboratorul Red, a ajuns la toate chestiile astea, a văzut oameni care se transformă în monștri.
A văzut toate nebunelile. Laughing as a larger man was twisted and mutated into becoming like orange. Now know as orange. It was the most terrifying sight I ever laid eyes on. When it was over, I couldn't help it. I screamed. Red turned to face me, and I'll never forget what he said. Ah, do you want to become my friend too? Mamă, voi, și fiți atenți, el a văzut nebunia asta cu Orange și nu o să uite niciodată ce a zis Red, ci că, a, vrei să fii și tu prietenul meu, și după a fugit. Nu știa unde să meargă. S-a dus într-un vent. A, că da, fraților, că Purple e într-un vent. I turned, only to come face to face with the man once more. Boo. Și l-a prins in vent. I woke up strapped to a table, with Red standing over me. He was holding a binder, full of pictures of me, my wife and my daughter. My, my, what a tragic life you've led up to this moment, my friend. Mamă, boys, ăsta i-a luat pozele cu fiica sa, cu nevastă sa, să arate toate chestiile astea, ăsta era bolnav. I'm truly sorry. Îmi pare rău. Ce că nu ești prietenul meu. Temper, relax. I'm going to offer you a deal, and I highly suggest that you take it. He spoke of a contract between the two of us. He would provide for my daughter, making it so that she would never want for anything in this world ever again. He had a plan to get his riches back to accomplish this. And how I... Mamă, fraților, deci i-a făcut un contract, gen el să se transforme de bună voie într-un prieten curcubeu și fiica sa să, gen, cred, nu sunt sigur, însă fiica sa, da, să primească bani de la el, gen, să o susțină pe fiica sa. Uite, da. Of course he explained. In order for this plan to succeed, my daughter could never know what happened to me. I knew I could never provide for her. I was nothing but a low-life thief. And... Mamă, fraților, și a zis că cică ca să meargă tot planul ăsta bine, fiică să nu trebuie niciodată să afle adevărul. Ideea era că el a semnat și știa că, na, era dezamăgit de el, că a fost hoț toată viața, că era hoț de ăsta mic, nu știu ce, și a semnat ca lui fiică să fie mai bine. So, I accepted the terms. It was over in a flash. I might have screamed, but I can hardly remember. Before I knew it, my limbs had grown long. Ia, uitați-vă, fraților, înainte să facă ceva, s-a transformat. And my skin became purple. I accepted my new life as a rainbow friend, and for his part, Red delivered to me monthly updates on my daughter's progress. Opa, și fiți atenți, fraților, el s-a făcut prieten curcubeu și Red, cică, s-a încercat să se țină de promisiune și i-a trimis, i-a explicat cum evoluează fiica sa în fiecare lună. But he had made sure to get her in the proper channels. Due to the Rainbow Friend's success, Red became rich and he had passed a portion of those earnings on to her. Okay. She had become successful herself. Nice, fraților, băi, deci uite că planul lui a mers, gen. A zis că și că a devenit Red bogat după chestia asta cu prietenii curcubeu și o parte din acea avere i-a dat-o lui fiică sa și a devenit foarte de succes, uite. Uitați-vă ce tare. My little girl had it all. He kept his word, or so it seemed. Opa, deci că s-a ținut de cuvânt sau doar așa părea. One day, într-o zi, I saw her, my daughter, now fully grown up. She looked just like her mother. I couldn't believe my little daughter had turned into the successful woman that stood before me. Ok, boys, deci a zis că și că într-o zi când erau la locul de joacă, au văzut-o pe ea, gen, au văzut-o pe ea, însă era o femeie, nu mai era o fată normală. Arăta la fel ca maică sa. And yet, I couldn't bear to face her. Da, și că și nu putea să se ducă la ea. So I hid. Așa că s-a ascuns. No daughter should have to see their father in this condition. Then she walked closer. She seemed sad, lonely even, as if she was looking for something. Ok, boys, deci a zis că n-a putut să facă chestia asta pentru că nicio fiică nu vrea să-și vadă tatăl, un prieten curcubeu și toate chestiile astea, însă o vedea că e tristă și că caută ceva. I reached out of the vent to make my presence known, but she was called away by Red. A venit Red la ea. And I never saw her again. Mamă, și Red a luat-o de acolo. That's a sad story, but I don't understand. You've been here for a long time.
Why act out now? It sounds like your daughter is safe. Ok, da, frate, păi asta n-am înțeles și eu, gen. A zis el că și că, gen, el și-a făcut partea sau doar așa părea. Mi s-a părut că și-a făcut partea. I thought so too. Așa am crezut și eu. Și că tot era o minciună, ia. Call the police officers that were investigating this place. Well, turns out they were looking for missing persons. Among those missing was my little girl. He lied, Blue. He didn't take care of her. He turned her into another one of his friends. Boys, deci băi, știți că la început au venit polițiștii ăia, gen, dacă v-ați uitat la primele episoade și de pe canalul celălalt, ca să vadă de persoane abandonate. O căutau pe ea, pe fiică sa. Era una dintre persoanele abandonate, persoane dispărute. Boy, s-a transformat într-un prieten curcubeu. Is it too late? E prea târziu? Nu știu. Cei că Red o să plătească. Ești cu mine? Hai să facem asta. Mamă, mamă, se duc ăștia după el. Red, frățiorul, te-ai dus. Red, we gotta talk. Trebuie să vorbim. Purple, I was hoping you would join us. Us? Ia uite, boys! Ia uite pe fiica sa, mamă! Deci te rog să o salveze! Lasă-mă să plec, te rog! Monstrule, lasă să pleacă! Opa! I-a recunoscut vocea, fraților! Hai, frate, poți să faci asta, gen, poți să zici că ești tu! Eu sunt, dragă! Tată, ești în viață! I'm so happy you're okay. Okay, fratele, ia se bucură că te-ai căsuit bine. You are? I'm so sorry. Îmi pare rău. Am încercat să-ți fac viața mai bună. Nonsense. Well, you see, now you can be together forever. Acum puteți să fiți împreună pe totdeauna, nu? Nu! Nu! Nu, nu, nu! I'm on it! Blue, fă ceva. Ok, bun! Let's go, let's go! Așa, mă, așa! Ce că gata, hai lasă-mă pace, Boys! A dispărut Red? Ok! Aici s-a terminat, fraților, urmează să vedem în următorul episod. Bun, băie și fete, aici s-a terminat episodul. Dacă v-am bucur, scrieți la comentarii și scrieți dacă vreți să facem o reacție și următoarea fază. Eu am fost Marusian cu Vampa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!